Primăria Timișoara transformă un teren dezafectat din cartierul Girocului într-o parcare modernă. Terenul, situat în apropierea străzii Martir Ioan Stanciu, va găzdui o parcare cu aproximativ 80-90 de locuri, spații verzi, generoase și un adăpost pentru biciclete. Parcarea, care va înlocui construcțiile actuale de pe terenul municipiului Timișoara, se va bucura de facilități moderne, inclusiv platformă pentru pubele și alei accesibile pentru pietoni, cu un accent deosebit pe estetica urbană, proiectul va utiliza dale în irbate și beton, iar iluminatul stradal va spori siguranța în timpul nopții. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a subliniat importanța acestui proiect, evidențiind preocuparea pentru lipsa de locuri de parcare din zonă, o problemă adusă în discuție chiar de locuitorii din Giroc. De lipsa locurilor de parcare mi-au vorbit jumătate din locuitorii cu care m-am întâlnit în noiembrie în Girocului, a declarat primarul, exprimând determinarea de a rezolva această problemă. Demararea lucrărilor va începe printr-un proces de demolare a construcțiilor existente, deschizând astfel calea pentru amenajarea noului spațiu de parcare.